Gloria toată, slava, pentru că El ne-a mântuit și ai Lui suntem, numele Lui să fie înălțat. Amin. Vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul Domnului în prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, la capitolul 15 și de aici să citim primele 11 versete, pagina în scriptură 1125, 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați, stimate surori, mă bucur mult să revin la Betel în această seară. Mă bucur așa de mult să particip și la bucuria bisericii dumneavoastră, la această sărbătoare atât de mare și atât de importantă a bisericii. Și o sărbătoare pe care într-un fel o exportăm și în ceruri, pentru că Biblia spune că atunci când se întoarce un om la Dumnezeu, atunci când intră cineva în poporul lui Dumnezeu, în ceruri este sărbătoare. Ori de câte ori un suflet îl mărturisește pe Hristos ca Domn, cerul întreg se bucură, nu doar poporul Domnului se bucură. Iată deci că suntem uniți astăzi în sărbătoare, împreună cu Sfinții Domnului, împreună cu cerul întreg și ne bucurăm de aceste surori, de acest frate care urmează să încheie legământ în aba botezului. Domnul să-i binecuvinteze. Mulțumesc pentru invitație, fratelui Ștefan Ivan. Am venit, așa cum spuneam, cu bucurie. Vă aduc și de data asta salutul bisericii noastre, Biserica Vestea Bună, din Romani 12:21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin. Agii mei, suntem înaintea Domnului, suntem înaintea cuvântului Său, suntem înaintea acestui eveniment atât de frumos al Bisericii Domnului, un act de cult pe care Hristos însuși l-a poruncit, ne-a poruncit să mergem, să propovăduim, să învățăm pe oameni, dar și să-i botezăm, să-i aducem în acest legământ cu cerul, în legământul acesta cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și uitându-ne la botez, uitându-ne la candidații de la botez de astăzi, vedem că acest botez, acest eveniment, este o dovadă vie că în viața lor s-a produs o schimbare. În viața lor s-a produs o minune a transformării radicale a vieții. O transformare pe care Biblia o numește naștere din nou. Este o adevărată naștere din nou. Nu e simplă îmbunătățirea vieții, nu este doar moralism, nu este mai multă religiozitate, ci este cu adevărat o naștere din nou. Botezul, spunea Petru, este mărturia unui cuget curat. Faptul că cugetul candidaților de la botez a fost deja curățit, a fost deja sfințit prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și spuneam că această transformare este o lucrare miraculoasă a lui Dumnezeu. Nu există o evoluție de la omul firesc la omul duhovnicesc. În discuția pe care Hristos o are cu Nicodim, Nicodim tot nu înțelege cum se poate naște un om din nou și de ce ar fi nevoie să se nască din nou. Și Hristos îi spune: Nicodime, ce este născut din carne, ce este firesc, ce este pământesc, este și rămâne carne. Ce este născut din Duh, este Duh. Nu există o evoluție de la carne la Duh. Nu există o evoluție de la omul firesc la omul duhovnicesc. Este nevoie de o naștere din nou și mă bucur că Dumnezeu v-a dat această naștere din Duhul Său. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar botezul, dragii mei, mai este și dovada faptului că Evanghelia,
Vestea bună a mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos este eficientă și astăzi. Slăvit să fie Domnul! Când vedem oameni în plinătatea vârstei sau chiar în cea de-a treia etapă a vieții lor, întorcându-se la Dumnezeu, după mai multe zeci de ani în care au rătăcit departe de fața lui Dumnezeu, înțelegem că ceea ce i-a adus aici în comunitatea de credință este Evanghelia. Evanghelia, vestea bună prin Hristos, are și astăzi putere. Măriți să fie Domnul pentru lucrul acesta! Ați ascultat această veste bună, dragii mei, ați primit-o cu credință mântuitoare și astăzi sunteți gata să mărturisiți în apa botezului transformarea din viața voastră. Și urmează, bineînțeles, acel proces de creștere spirituală, de hrănire cu laptele duhovnicesc și curat, cum spunea Petru mai întâi, și apoi cu hrana tare, astfel încât să ne întemeiem tot mai mult în credința noastră și să semănăm tot mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Noi, ceilalți membri din biserică, ne uităm la eficiența Evangheliei și ne bucurăm că ea a adus, iată, și astăzi rod. A adus rod bogat pentru împărăția lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, mult prea adesea, imaginea pe care o avem despre rolul și lucrarea Evangheliei s-ar putea să fie una deficitară, bună, dar incompletă. Da? Ne gândim că Evanghelia este pentru începutul vieții de credință și ne așteptăm ca ea să aducă tot mai mult rod, ne așteptăm ca frații, surorile noastre care astăzi încheie legământ cu Domnul să crească și să fie în măsură să vestească la rândul lor Evanghelia și asta ne așteptăm, este bine, dar avem impresia că Evanghelia este cumva legată doar de începutul vieții de credință, îi vizează doar pentru pe cei care se botează. Noi avem hrana tare, noi, biserica, avem cuvântul lui Dumnezeu, după ce am crescut deja mai mult pe calea lui Dumnezeu. Dar iată, dragii mei, că textul pe care l-am citit din 1 Corinteni 15 s-ar putea să ne nedumerească puțin la o primă vedere. Pentru că după ce Apostolul Pavel le scrie corintenilor 14 capitole întregi de învățătură duhovnicească, de doctrină, de chestiuni care țineau de conduita lor, de cum să trăiască, chestiuni de doctrină, spuneam, chestiuni de practică bisericească, la final, Apostolul Pavel se oprește și spune, nu pot încheia epistola până nu vă aduc aminte ceva. Mai e ceva ce vreau să vă spun. Mai este ceva ce vreau să vă transmit. Și ne gândim că s-ar putea să fie vorba de o taina lui Hristos, pe care Pavel o ține aici la urmă, tocmai ca să ei să mediteze mai adânc la ea, să fie pregătiți de cele 14 capitole de doctrină și la final să fie deschiși pentru această taină. Dar Pavel spune, vă fac cunoscut fraților. Sau o altă traducere spune, vreau să vă reamintesc fraților. Ce? Evanghelia. Vreau să vă aduc aminte Evanghelia. Vedeți, nu era prima dată când o auzeau. Pavel spune, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o deja, cu mai mult timp în urmă, pe care voi ați și primit-o și în care ați și rămas. Și totuși simt nevoia din partea Duhului Sfânt, spune Pavel, să vă aduc aminte Evanghelia, să vă fac cunoscut Evanghelia. Nu se adresa Pavel nici simpatizanților din biserică, prietenilor casei Domnului care s-ar fi putut întâmpla să fie atunci în biserică împreună cu cei credincioși. Nu, el se adresează credincioșilor, îi numește frați, fraților. Vreau să vă aduc aminte Evanghelia. Și m-am întrebat de ce. De ce după 14 capitole de hrană tare, am numit noi, Pavel la final vrea să reitereze, să aducă aminte mesajul acela simplu, dar eficace, vom vedea, al Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. M-am întrebat ce pot niște oameni care l-au cunoscut deja pe Hristos, care au răspuns în mod pozitiv la Evanghelie, ce ar mai putea ei să afle nou acum că Pavel dedică cel mai important spațiu din epistola lui, finalul epistolei, da, îl dedică prezentării Evangheliei. Care este rostul reiterării, reluării Evangheliei? Dar m-am gândit apoi la noi. Care este rolul sau de ce avem și noi nevoie astăzi, din nou și din nou, să auzim Evanghelia? Da? Nu doar cei care se botează, nu doar cei pe care evangelizăm în campaniile de evangelizare, ci de ce avem noi nevoie astăzi să ne oprim din nou și să ascultăm Evanghelia. Aș vrea să privim la textul citit, dragii mei, și să descoperim câteva motive pentru care noi toți, dumneavoastră care vă botezați astăzi și care ați înțeles și ați acceptat Evanghelia, dar și noi toți ceilalți care suntem pe calea Domnului de mai mult sau de mai puțin timp, aș vrea să descoperim câteva motive pentru care avem în continuare nevoie să auzim Evanghelia. Vreau să vă aduc aminte, Pavel spune. În cel mai important loc din epistolă își aduce aminte de Evanghelie. De ce avem nevoie, dragii mei, cu toții, nu doar cei nemântuiți, nu doar cei care se botează astăzi, ci cu toții noi, Biserica Domnului, avem nevoie să auzim din nou Evanghelia? În primul rând, ne spune Pavel, pentru că Evanghelia
este la fel de necesară astăzi pentru mântuirea noastră pe cât a fost atunci când ne-am întors la Hristos. Evanghelia, dragii mei, este la fel de necesară astăzi pentru noi pocăiții cu zeci de ani de experiență, pe cât a fost de necesară atunci când ne-am întors la Hristos. De ce spun asta? Pentru că Pavel spune, Evanghelia prin care voi sunteți mântuiți. Pavel nu spune Evanghelia prin care ați fost mântuiți. Noi, în teologia evanghelică, biblică, credem noi, știm că există o mântuire, un moment al mântuirii, atunci când ne-am predat viața în mâna Domnului Iisus, atunci când, din punct de vedere pozițional, am fost așezați în familia binecuvântată a Domnului nostru Iisus Hristos, și mai există un aspect progresiv al mântuirii, al ducerii mântuirii până la capăt. Dar noi nu avem o problemă să spunem, pe data de 8 septembrie, iată, am fost mântuit, mi-am predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Dar Pavel nu spune Evanghelia prin care ați fost mântuiți, ci Evanghelia prin care voi sunteți mântuiți. Există o tendință, dragii mei, să vedem importanța Evangheliei doar pentru începutul vieții de credință. Ea este vestea bună, spunem noi, pentru cei morți în păcate. Și când citești un text ca cel din Efeseni 2, în care Pavel creionează un tablou foarte sumbru, dar care descrie viața fiecăruia dintre noi de dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Când Pavel spune, erați morți în păcatele și greșelile voastre, în abaterile voastre, da? Erați fii ai pierzării, fii ai mâniei, plecați spre damnarea veșnică, da? Erați conduși de Duhul Puterii Văzduhului, al Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Când ne uităm la astfel de oameni pierduți în lume, n-avem nicio problemă să considerăm că da, Evanghelia este vestea bună pentru ei, dar pentru noi? De ce ar mai fi ea astăzi vestea bună a lui Dumnezeu pentru noi? Însă, dragii mei, Evanghelia nu este doar ușa de intrare în mântuire, ci este însăși calea mântuirii. Avem nevoie să umblăm în Evanghelie în fiecare zi, în viața noastră. Ea nu se referă doar la aspectul inițial, pozițional al mântuirii, al îndreptățirii prin credință, ci și la aspectul sfințirii continue. Să vă dau un singur exemplu, ca să nu fie doar așa teoretic ceea ce spun. Vedeți, cu toții știm că noi, când ne întoarcem la Hristos, am rupt-o cu păcatul, da? Și vrem să îl urmăm pe Hristos fără povara păcatelor noastre. Din păcate însă, se întâmplă mult prea adesea să nu fim atât de atenți la viața noastră și să ajungem să alunecăm în aceleași neascultări, în aceleași abateri, da? Și să venim înaintea lui Dumnezeu cu conștiința încărcată. Nimeni atunci când se luptă cu povara păcatului lui, nimeni atunci când se luptă cu conștiința încărcată care parcă nu mai poate să fie eliberată și când nu mai avem chef de pocăință, când pocăința nu mai are gust pentru noi pentru că suntem condamnați. De ce suntem condamnați? Biblia spune că avem un vrăjmaș care ne urăște de moarte. El este ispititorul, ne atrage în păcat, dar nu ne lasă acolo. Nu spune, de vreme ce l-am făcut pe credincios să păcătuiască, îmi văd de viață, mă duc mai departe la următorul credincios, ci el se transformă în acuzator, în pârâș îl numește cuvântul lui Dumnezeu, da? Și vine înaintea noastră, în urechile noastre și încearcă mereu și mereu să ne convingă că nu mai există iertare pentru noi, că Dumnezeu nu ne mai primește, că ne-a iertat deja de suficient de multe ori, că nu merităm iubirea și iertarea lui Dumnezeu, că suntem în fine prăpădiți și că ar trebui să ne fie rușine și să fugim cât mai departe de fața lui Dumnezeu. Și iată că mulți credincioși dau ascultarea acestei șoapte rele vrăjmași a satanei și se îndepărtează de biserică, se îndepărtează de Hristos. E bine, e foarte interesant că în acele momente niciun credincios nu se îndoiește că atunci când s-a întors la Hristos a fost mântuit, da? Că a fost iertat. Noi spunem, da, atunci m-a iertat Dumnezeu, sigur că m-a iertat, dar acum mă mai iartă Dumnezeu? Ei, dragii mei, în astfel de momente de cumpănă, în astfel de momente grele, în astfel de momente în care conștiința noastră duce o luptă pe viață și pe moarte ca să accepte iertarea primită din partea lui Dumnezeu, de ce avem noi nevoie? Avem nevoie de nu știu ce încurajări? Avem noi nevoie de nu știu ce conținut teologic? Nu, avem nevoie de Evanghelie. Iată ce spune Pavel în versetul 3, zice, v-am învățat înainte de toate cum am primit și eu că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Este aceeași Evanghelie eficientă și astăzi. Nu doar când ne-am întors la Hristos, ea ne-a iertat de păcate, ci și astăzi suntem iertați prin jertfa lui Hristos, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel spune în altă parte, în Romani, capitolul 5, la versetul 8, în continuare, spune, Dumnezeu își arată dragostea lui față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci, ce spune el? Cu atât mai mult acum. Satana spune, nu, te-a iertat Dumnezeu, da, dar acum nu te mai iartă.
Ce logică întortocheată, satanică, nu? Pavel spune, nu, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram ce? Vrăjmași, că asta am fost, vrăjmași, inamici, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum. Când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Slăviți să fie Domnul! Dar cine ne asigură pe noi de lucrul acesta? Evanghelia. De aceea spune Pavel, fraților, vreau să vă aduc aminte Evanghelia. Este nevoie de Evanghelie. De ce? Primind Evanghelia, primind siguranța iertării și a mântuirii noastre, primim și bucuria împăcării cu Dumnezeu. Acea frică paralizantă care ne face să nu mai dăm ochii cu Dumnezeu în rugăciune sau în biserică, dispare și locul ei este luat de bucuria mântuirii. Slăviți să fie Domnul! De bucuria că suntem primiți înaintea Domnului. Iată de ce avem nevoie de Evanghelie la fel de mult acum ca atunci când ne-am întors la Dumnezeu. Mă tot uit la apă, fratele Alex mi-a zis, ai de predicat până se umple vana asta, e pe la jumate, deci timp ar mai fi probabil, așa, că trebuie să fie și apă suficientă, nu? Dacă Domnul vrea să predic mai mult, o să facă probleme la robinet, da, sper să nu fie cazul. Bun, un al doilea motiv pentru care noi astăzi avem nevoie să ascultăm Evanghelia, dragii mei, este acela că există un risc. Un risc real. Există riscul ca mesajul ei inițial să fie corupt în timp, în inima noastră. Există riscul real ca în timp mesajul Evangheliei să fie corupt și noi avem nevoie să o auzim mereu și mereu ca să recalibrăm toate mesajele, toate gândurile, toate ideologiile, toate predicile pe care le auzim prin prisma asta a Evangheliei. Pavel spune așa, prin care sunteți mântuiți dacă... Există acolo un dacă. Dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel, zice el... Degeaba ați crezut. El nu spune altfel, vi s-a părut că ați crezut, dar de fapt voi ați fost cu mintea în altă parte. Nu. Pavel spune, voi ați crezut, ați primit Evanghelia, dar dacă nu o țineți curată, dacă nu o țineți în mesajul ei inițial, atunci degeaba ați crezut. Evanghelia va fi coruptă. Vedeți, dragii mei, tactica diavolului este una foarte, foarte variată și foarte șireată. Uneori, spuneam mai devreme, încearcă să ne atragă în păcat și apoi să ne acuze mereu și mereu, să ne aducă acea acuză menită să sădească necredința în harul lui Dumnezeu, în iertarea lui Dumnezeu. Și atunci credinciosul devine plin de amărăciune și de tristețe și se rupe de biserică. Alteori însă s-ar putea să ne atace frontal, ori prin îndoieli cu privire la viața de credință, ori prin persecuție de diferite feluri în familie, între prieteni, la locul de muncă, în societate și așa mai departe. Azi poate întâlni mai rar acest tip de atac al vrăjmașului, dar mult prea adresea, dragii mei, el va încerca să altereze mesajul curat al Evangheliei, să-l strice pe aici, pe acolo, în punctele esențiale, cum spunea Caragiale, astfel încât el să nu mai fie eficient pentru mântuirea noastră, da? În astfel de situații, dragii mei, credinciosul crede că rămâne în Evanghelie, că n-a fost un moment în care să spună, mă rup de biserică, întorc spatele Evangheliei, numai că el ajunge să creadă în altceva, într-un mesaj corupt, care nu mai este acea Evanghelie care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricăruia, care crede, cum spune Pavel în Romani 1:16. El crede într-o himeră. E bine, acest risc, dragii mei, este unul real. N-am venit să vă sperii cu pielea ursului din pădure. Riscul acesta este cât se poate de real și a fost prezent încă din perioada bisericii primare. Când biserica avea apostolii cu ei, când ei au primit Evanghelia curată din gura apostolilor. Pavel spune în Galateni 1:6 până la 9, spune, mă mir, zice el. Și era întristat, era îndurerat profund. Mă mir că treceți cum? Așa de repede. De la cel care v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Dar după aceea el spune un lucru interesant. Nu că este o altă Evanghelie, nu că ar fi o altă Evanghelie, da? Evanghelia este unică, nu există mai multe variante după moftul fiecăruia. Nu că ar fi o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Ei, aceștia se numeau tot creștini. Ei nu veneau să spună, știți ce, sunteți creștini, da? Uitați de Pavel, uitați de Hristos, uitați de creștinism, hai la lege. Nu. Ei spuneau, ce spune Pavel e foarte bine, dar nu-i complet, nu-i suficient, mai trebuie ceva. Și de fapt păreau că îngustează calea când în realitate ei stricau însă și esența Evangheliei. Pentru că îi chemau pe oameni să ajungă la o neprihănire a lor, dată din împlinirea faptelor legii. Și Pavel spune, chiar dacă noi înșine, poate ne iau și pe noi ceva și venim mâine și vă propovădim altceva. Dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema.
Cum am spus, mai spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de cea pe care ați primit-o, să fie anatema. Cât de radical este Pavel. El nu se joacă cu aceste lucruri. El nu spune de vreme ce oamenii tot vin la biserică, ei, lasă mai creadă și altceva, că Dumnezeu vede sinceritatea din inima lor. Nu, nici pe departe. Astăzi, dragii mei, coruperea evangheliei ia de obicei forma a două extreme. Sunt multe feluri în care mesajul este corupt, dar de obicei ne confruntăm cel mai des, a noi slujitorii, cu două forme de corupere a evangheliei și ambele sunt la fel de periculoase și ambele nu sunt o respingere frontală a Evangheliei, directă, da, formală, ci este o simplă modificare. Pe aici, pe acolo, a Harului lui Hristos, da, a semnificației mântuirii, astfel încât Evanghelia nu mai este Evanghelie. Cu siguranță că știți la ce mă refer, probabil, nu o să intru în prea multe detalii, la un pol stă legalismul, pe de altă parte stă acea trăire, îi spunem noi, liberală, libertină, spuneți-i cum vreți, încă nu avem un termen, să zic, foarte potrivit. Mie îmi place să o numesc harul ieftin, este teologia harului ieftin, care spune că poți să faci ce vrei, pentru că oricum ești iertat și ești primit în secunda a doua, așa că nu prea te chinui prea mult și nu prea te stresa foarte mult cu cele religioase. Hei, legalismul redefinește și el harul și primirea lui, punând accentul pe efortul uman, pe faptele bune. Se pune accent foarte mult pe dreptatea lui Dumnezeu și aproape deloc pe bunătatea lui Dumnezeu. Sunt biserici în care e un risc, trebuie să-ți semnezi protecția muncii ca predicator invitat, dacă te apuci să vorbești despre bunătatea lui Dumnezeu, că nu știi ce o să iasă la final. O să spună, frate, tu ce predici aici? Predici, dezmățul, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este foc mistuitor. Ei, există ambele imagini. Perfect valide, perfect adevărate despre Dumnezeu. Dar se tinde vorbirea doar despre dreptatea lui Dumnezeu și aproape deloc despre iubirea și bunătatea lui. Harul ce este într-un astfel de context? Harul este primit din belșug la convertire, nimeni nu neagă asta, dar astăzi ne este dat cu țărita și tot ca un fel de bonus pentru efortul nostru personal. Eram într-o biserică din diaspora și erau două fetițe micuțe care au venit în față să cânte, foarte simpatice, aveau o voce foarte bună și au cântat cântarea Eu de tine am nevoie. Și știți că un vers citează exact cuvânt cu cuvânt din Roman 5:20, unde Pavel spune acolo unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Harul are putere de a rezolva problema păcatului, oricât de neguros și de întunecos ar fi păcatul. Iar aceste fetițe au cântat, evident, nu din inițiativă proprie, ci că așa le-au învățat părinții lor, au cântat acolo unde nu-i păcat e har mai mult nemăsurat, da? Unde nu-i păcatul, unde suntem serioși, acolo dă Domnul harul, de fapt. Și au preferat să schimbe pe față, să rupă în două cuvântul lui Dumnezeu, ca să dea bine cu ideologia legalistă pe care respectiva biserică probabil că o îmbrățișase. În acest caz, ce înseamnă că e harul nemăsurat? Ce înseamnă să fie har în biserică? Harul în cazul acesta înseamnă să ai un fel de experiență spirituală. Măi, a fost har la biserică, ne-am bucurat, a fost har, da? Este o experiență spirituală aparte, care este posibilă tocmai în lipsa păcatului. Nu este remediul la păcat, nu este pacea, bucuria pe care le primești când păcatul îți este iertat de Hristos, ci este un fel de bonus, un fel de premiu, un fel de coroniță pe care o primești dacă ai fost cu adevărat suficient de riguros cu viața ta și dacă e o lipsă totală a păcatului în viața ta, prin efort susținut. Mulți consideră de asemenea că dacă o predică înfierează păcatul și în predicatul ceartă poporul și în stânga și în dreapta, admonestează pe ascultători, unii zic, aia a fost predică cu har, ai văzut ce-o dat pe noi, ai văzut ce-am luat-o pe spina, bă, dar o și merităm, cum să nu, da? Dar avem o concepție diferită despre ce înseamnă să fii iertat și cum se primește iertarea. Avem impresia că dacă predicatorul ne ceartă și o merităm, că știm că suntem păcătoși, cumva ne-am plătit polițele, noi am făcut păcatul, el ne-a certat, acum suntem chit, da? E cam ce se întâmpla în copilărie. Acum, eu am venit din județul Botoșani, dintr-un oraș mai mic, trăit la curte, cum se cheamă, părinților pe care o fac ei cu copii, educarea copiilor, mă rog, îmi scapă termenul, se făcea și cu nuiaua, destul de mult ca la Biblie, ca la Proverbe. E, dacă făceam vreo boacănă, stăteam cu inima cât un purice, că se afla, nu veneam noi de bunăvoie și nesiliți de nimeni să o mărturisim, dar la un moment dat știam că o să afle mama, o să afle tata, când venea momentul fatidic, trebuia să fim disciplinați, da? Eram disciplinați, primeam bătaia, nu era doar disciplinare verbală, nu venea barnevernetul să ne ia, să ne scape din mâna părinților atunci, Doamne ferește, așa, și, dar după aceea eram foarte liniștiți, știam așa, domnule, dar m-ai bătut? Nu avea dreptul tata sau mama să vină și mâine să spună, dar tu știi ce ai făcut alaltă ieri?
că scoteam pieptul în față și spuneam, dar nu m-ai bătut odată? Mai vrei să mai bați odată? Unii au impresia că așa funcționează și cu Dumnezeu. Noi suntem păcătoși, Dumnezeu ne bate prin predică, prin asta și noi ne-am plătit polițele, gata, suntem chit. Dar așa se primește iertarea din partea lui Dumnezeu. Nici pe departe, nici pe departe. Dumnezeu ne mustră, Dumnezeu uneori ne lasă în cuptor ca să ne ridice privirea spre El, dar iertarea și reabilitarea le căpătăm prin Hristos, slăvit să fie Domnul. Extrema cealaltă a harului ieftin, spuneam că definește și ea mântuirea, definește și ea Evanghelia, redefinește și ea harul. Și vreau să citesc doar dintr-un pastor german care a murit în închisoarea nazistă, chiar înainte de a se termina cel de-al doilea război mondial, un om de o profunzime spirituală deosebită, a murit spânzurat de naziști pentru trădare de țară. Dietrich Bonhoeffer spunea așa, harul ieftin, spunea el, harul ieftin înseamnă har ca marfă de duzină, da? Fără preț. Înseamnă iertare ieftină, mântuire ieftină, acte de cult ieftine. Harul înseamnă justificarea păcatului, nu a păcătosului. Harul ieftin este un har fără ucenicie, este un har fără cruce, un har fără Hristos cel întrupat și viu. Vedeți, există o mare neînțelegere în mintea unora când vine vorba despre har. Harul este gratuit, dar nu este ieftin, dragii mei. Harul este scump, harul este prețios, harul a costat pe Dumnezeu viața Fiului Său. Noi nu putem să călcăm în picioare harul lui Dumnezeu. Faptul că îl primim în mod gratuit nu înseamnă că el n-are valoare. Noi așa gândim. Înainte de 90 vindeau oamenii de la țară vaca să-și cumpere o Biblie, când găseau să-și cumpere o Biblie. Și au venit americanii, frații noștri din Occident și ne-au dus Biblii gratis și stau și se pune praful pe ele, că sunt gratuite acum, nu le mai prețuim ca atunci când erau scumpe. Și avem impresia că și cu harul la fel. Prin faptul că este gratuit, probabil că este și un har ieftin, da? Tu păcătuiești acolo, crede și mai mult și totul se rezolvă. Nu. Dumnezeu să ne ferească de aceste extreme. Nici să ne câștigăm mântuirea prin legalism, prin fapte proprii, nici să ne batem joc de harul pe care l-am primit de la Dumnezeu, ci să ne întoarcem cu dorință sinceră de a nu mai păcătui. Du-te și nu mai păcătui, a spus Hristos. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Am intrat cam mult în detalii, că văd că apa crește foarte încet. Dar ne întoarcem acum la ideea principală. Având în vedere că există multe pericole așadar ca Evanghelia să fie coruptă, mesajul ei să fie corupt în timp, avem nevoie să auzim din nou și din nou Evanghelia ca să nu ajungem ușor, pe nesimțite, pe neverificate, să credem o minciună, ci să rămânem adevăr că, în adevăr, pentru că doar El este puterea lui Dumnezeu și doar adevărul ne face liberi. Slăviți să fie Domnul! Astăzi, dragii mei, există poate mai mult decât oricând pericolul acesta de a fi expus la o Evanghelie străină. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățători după poftele lor și noi ne gândim în secunda a doua că e vorba de promovarea în biserică a unor oameni firești care dau învățătură firească și ăsta este și ăsta un risc într-adevăr. Dar astăzi, mai mult ca oricând, creștinul își poate da învățători după poftele lui, știți cum? Cu un click, la un click distanță. Vedeți, YouTube-ul, care poate să fie o unealtă foarte folositoare pentru cei în vârstă, pentru cei care sunt acasă, care ne urmăresc online și așa mai departe, poate să fie în același timp și o unealtă periculoasă în mâna celuia care nu știe să-l folosească corespunzător. Da? Există pe YouTube mesaje și predicatori, o întreagă varietate, o paletă întreagă de nuanțe. De la cel mai legalist cu putință, vedeam recent un frate care scria, eu nu sunt de acord, spunea, nu vreau. Era foarte sincer, ca cineva care bea sucuri acidulate, în paranteză, nu-i bine să bea sucuri acidulate, avea cumva dreptate, dar spunea, nu sunt de acord să fie cu mine în rai. Zice, uitați-vă, gurița mea, de 10 ani de zile m-am pocăit, n-am mai pus gura pe cafea și pe sucuri acidulate. Eu nu sunt de acord, parcă l-a întrebat cineva, vrei să iei cheile de la Sfântul Petru, să faci tu înregistrarea la oficiu acolo? Nu, există tot felul, până la cealaltă extremă, da? Care efectiv calcă harul lui Hristos în picioare. Oamenii își pot da învățători după poftele lor, trebuie să ai numai suficientă răbdare să dai click după click, până găsești pe unul care îți spune cum crezi tu, cum vrei tu să auzi. Și atunci ăla îți devine gurul tău, ăla îți devine călăuzitorul tău spiritual, tu vii la biserică, dar de fapt te adapți cu adevărat dintr-o altă parte, tinzi să judeci mai degrabă învățătorul bisericii decât să te gândești că ăla te duce pe căi străine. Știți care este pericolul real al mesajelor pe internet, dragii mei, nefiltrate și nechipzuite? Mesajul este că nimeni nu răspunde de dumneavoastră.
Biblia spune că Dumnezeu a dat bisericii sale păstori, învățători și Dumnezeu va cere socoteala acestor păstori și învățători. Ei nu fac după capul lor, ei fac cu frică de Dumnezeu lucrarea. Ei știu că atunci când vă dau o doctrină, când vă expun mesajul lui Dumnezeu, se gândesc de două ori, se roagă de șapte ori, să știe sigur că este cuvântul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Pe internet nimănui nu-i pasă. Vă duceți, vă adăpați la izvoare străine poate și mergeți și în moarte spirituală, nimeni nu dă socoteală de noi. Doamne, ajută-ne să rămânem la Evanghelie. Ajută-ne să filtrăm tot ce auzim prin prisma Evangheliei. Da, suntem expuși, vrem, nu vrem, la mesaje care s-ar putea uneori să o ia hăisa, da? Dar noi trebuie să cunoaștem Evanghelia, spune Pavel, ca să o ținem așa după cum ne-a fost propovăduită. Altfel degeaba am crezut. Doamne, ajută-ne să nu fi crezut degeaba, ci să rămânem în Evanghelie. Amin. Un al treilea motiv pentru care avem nevoie și astăzi să auzim Evanghelia, dragii mei, este faptul că Evanghelia și doar Evanghelia ne atrage din nou atenția asupra lucrurilor esențiale, asupra lucrurilor care contează. Pavel spune, v-am învățat mai întâi de toate. Există un mai întâi de toate. Da? Există o prioritizare în tot ce este chemată să facă biserica. Mai înainte de toate, spune el, v-am învățat Evanghelia și spune conținutul Evangheliei. E adevărat că mesajul creștin, dragii mei, se adresează fiecărui aspect din viața omului. Pavel spunea în 2 Corinteni 5 cu 17 că dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, da? Și când ești o făptură nouă, toate sunt noi. Te trezești într-o nouă viață, vrei să știi cum e și cu aia și cu cealaltă. Toate sunt importante. Și corintenii fuseseră învățați în toate privințele, chiar și nu în Corinteni. Au primit învățătură despre carnea rămasă de la jertfe, deci despre căsătorie și celibat, despre cina Domnului, despre darurile duhovnice și multe altele. Dar Pavel spune cu alte cuvinte, există un risc. Un risc de a fi atrași mai mult de lucrurile marginale, care nu sunt rele în sine, dar sunt marginale și există riscul de a rata esențialul. Pavel spune, multe lucruri sunt bune, multe întrebări mi-ați spus și eu v-am răspuns, multe am auzit de la Ecloi despre voi și v-am atras atenția, dar mai întâi de toate, dragii mei, spunea el, mai întâi de toate Evanghelia. Asta este esența efortului bisericii. Asta este în centrul atenției noastre. Corintenii au ajuns să se concentreze mult pe chestiuni privitoare la harisme, la vorbirea în limbi. Toate erau bune, zice Pavel, dar era o Babilonie acolo. Nu se mai așteptau unii pe alții la cină, se băgau unii peste alții, proroceau unii peste alții și toate astea i-au dus la frământări și la dezbinare, lucruri contrare ale Evangheliei. De aceea Pavel spune, nu, am nevoie, simt din partea Duhului Sfânt să vă aduc aminte esența Evangheliei. Mai întâi de toate, zice el, v-am învățat că Hristos a murit pentru păcatele noastre, că a fost îngropat a treia zi și că s-a arătat alor săi toate după Scripturi. Acesta este mesajul peren, veșnic al Evangheliei. Pavel spune, după cum și eu am primit, asta v-am transmis și vouă mai departe, este crezul central al creștinilor și asta trebuie să ducem și noi mai departe pentru ca acesta să fie adevărul mântuitor. Vedeți, dragii mei, și noi s-ar putea să fim atrași ca biserică uneori spre lucruri neesențiale, care, repet, nu sunt rele în sine, dar care ne defocalizează de la misiunea noastră primară. Și care este misiunea nu doar a Bisericii Betel sau a Bisericii Vestea Bună, ci misiunea Bisericii lui Hristos este proslăvirea lui Dumnezeu prin evangelizarea oamenilor, prin aducerea oamenilor într-o relație personală și profundă cu Hristos. Cu alte cuvinte, mărturisirea Evangheliei. De asta ține esența misiunii noastre ca Biserica Domnului Iisus Hristos. Ei, unii credincioși astăzi sunt atrași de alte chestiuni, poate de implicarea socială și nu e rău, da, să ducem cuvântul lui Dumnezeu întinzând o mână de ajutor celui nevoiaș. Alții se focalizează pe excelența în muzica de la închinare și există o competiție așa între biserici, între bandurile bisericilor, care produce muzica cea mai bună, care este lider de piață și așa mai departe. Alții sunt obsedați de a avea un mediu foarte confortabil și când vin la biserică, dacă acasă au scaune care scârțe, măcar la biserică să stea pe niște bănci sau pe scaune foarte confortabile. Alții s-ar putea să fie atrași de studii biblice aprofundate, dar nu din Ezechiel, nu din Isaia sau poate de prin Romani, dacă s-ar putea cu Apocalipsa, știi că, na, venirea Domnului, semne, fiare, aia ne interesează, că nu e rău să facem studiu pe Apocalipsa. Dacă faci studiu pe Apocalipsa, biserica e plină, dacă faci pe Romani sau în Corinteni, cine nu are treabă poate, sau cine e chiar îndrăgostit de biserică, da? Lucruri marginale, nu sunt rele în sine, dar ele toate ne defocalizează de la esență. De aia spune Pavel,
Aveți nevoie din nou de Evanghelie. Probabil că au fost șocați corintenii. Cum, Pavel, noi care avem atâtea și atâtea în biserica noastră, ne-a învățat atâtea și acum ne spui că avem nevoie iar de Evanghelie? Da, zice Pavel, pentru că doar Evanghelia vă poate refocaliza, vă poate aduce din nou cu privirea asupra lucrurilor esențiale, care chiar contează. Mai întâi de toate, spune el, v-am învățat Evanghelia. Mai există câteva lucruri pentru care... La treia treaptă suntem. Așa, pentru care avem nevoie să auzim din nou și din nou Evanghelia. Și Pavel spune în versetele 9 și 10, e un amestec așa tare interesant de afirmații, aparent contradictorii. Pare că Pavel nu mai știe nici el ce să creadă despre el însuși. Zice așa el, nu sunt vrednic să port numele de apostol, da? Iau așa, spicuiesc din aceste două versete. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Ba, încă am lucrat mai mult decât toți, dar stați puțin că nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Ce e cu toată această discuție a lui Pavel? Ce ne învață Pavel este că avem nevoie să auzim Evanghelia pentru că doar ea ne ajută să ne vedem în lumina corectă. Doar Evanghelia ne ajută să ne vedem pe noi astăzi în lumina corectă. Vedeți, înainte de a primi Evanghelia, Pavel credea că este plăcut lui Dumnezeu. Sunt câteva texte mărturie, autobiografice, le-am lumit, în care Pavel vorbește despre el în perioada când era în iudaism. Filipeni 3:6 spune, eram, zice el, mai înaintat în religia iudeilor decât mulți, asta e din Galateni 1:14, decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. În Filipeni 3:6, versetul amintit mai devreme, spunea el, cu privire la dreptatea sau neprihănirea căpătată prin lege pe care o dă legea, eram, zice el, cum? Fără prihană. Eram ireproșabil, spune Pavel. Mă uitam la lege și mă uitam la viața mea și spuneam, sunt ireproșabil, sunt fără prihană. Dar când a ajuns să cunoască Evanghelia, când a ajuns să cunoască mizeria din viața lui, și-a dat seama că nimic nu este și că nu este vrednic să fie creștin, nu este vrednic să fie apostol al lui Hristos. Cu alte cuvinte, perspectiva lui despre viața lui s-a recalibrat în lumina Evangheliei. Ba mai mult, și acum Pavel când scrie, el bătrânul Pavel, el apostolul neamurilor, el marele învățător, când spune Evanghelia în versetele 3, 4, 5, deodată în fața Evangheliei își face pe loc, ad hoc, o autoevaluare și spune, uite, eu nu sunt vrednic să fiu numit apostol, nu sunt vrednic prin mine, dar prin Evanghelie, prin harul lui Dumnezeu, sunt ce sunt, adică sunt credincios, ba sunt chiar și apostol prin har și chiar am lucrat mai mult decât toți, dar stați puțin, nu mă lăudați încă, că nu-i vorba de mine, ci este vorba de harul lui Hristos, este vorba de harul Mântuitor, slăvit să fie Domnul. Acum, în lumina Evangheliei, Pavel se vede nevrednic prin sine, da? Dar se vede vrednic prin harul pe care l-a primit. Asta nu înseamnă desconsiderare de sine. Pavel nu spune sunt bun de nimic, da? Prin el însuși spune eu nu sunt nimic, dar prin har, prin Hristos, sunt apostol, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Evanghelia, dragii mei, este veste bună, tocmai pentru că este soluția lui Dumnezeu la problema noastră. Însă ca să putem să prețuim această soluție a lui Dumnezeu la problema noastră, pentru a prețui harul primit prin Evanghelie, avem nevoie să vedem mereu dependența noastră de Hristos. Avem nevoie să vedem mereu cât de slabi suntem noi, cât de nevrednici, cât de neputincioși, cât de bicisnici suntem noi prin noi înșine și ce mare nevoie avem noi, dragii mei, de harul Domnului Iisus Hristos. Corintenii deveniseră exclusiviști, erau mândri, aveau harisme, aveau daruri, nu încăpeau, da, când venea vorba să le manifeste, se luau la întrecere, la concurență. Ei, Pavel se vulnerabilizează înaintea lor, își face această autoevaluare în lumina Evangheliei în fața corintenilor, astfel încât și ei să înțeleagă că nu sunt nimic prin ei înșiși, ci că prin Hristos sunt sfinți și prea iubiți, sunt frați chemați, sfinți și prea iubiți, cum spunea Pavel în capitolul 1, versetul 2. Vedeți, dragii mei, și noi s-ar putea adesea să avem o părere cu totul inadecvată despre noi înșine. S-ar putea să fim tentați uneori să credem că suntem destul de bine spiritual, ne descurcăm, se poate și mai rău, lasă că alții sunt mai rău decât mine, da? Sau ne gândim, așa cum spunea psalmistul în psalmul 30, cât îmi mergea bine, ziceam, Doamne, nu o să mă clatin eu niciodată, alții sunt, vai de capul lor, întorci, dar eu nu o să mă clatin. Dar ce spune el după aia? Ce nu înțelese la vremea respectivă? Doamne, în îndurarea ta, prin bunăvoința ta, tu mă așezasești. Ești un mai mult ca perfectul greu de pronunțat, dar important timpul ăsta verbal. Adică înainte de a mă lăuda eu cu capacitatea mea spirituală, tu ai făcut acțiunea de a mă așeza tu pe un munte tare. Dar eu credeam că eu sunt. Niciodată nu o să mă clatin, Doamne. Dar ți-ai ascuns fața. Și ce s-a întâmplat? M-am tulburat, da?
Pe de altă parte, sunt unii care cred, sau poate noi am putea să ajungem în situația de a crede că nu suntem buni de nimic, că facem umbră pământului degeaba, oameni negativiști, oameni ajunși în depresie spirituală, pe care trebuie să-i susținem, apropo, și să-i încurajăm și să le fim alături. Însă, dragii mei, când suntem puși în lumina Evangheliei, suntem expuși la mesajul curat al Evangheliei, ne vedem în lumina corectă. Pe de o parte, suntem smeriți, înțelegem că nu prin noi înșine suntem ceea ce suntem, că nu avem nimic care să nu fi primit, că nu avem nimic al nostru, că totul l-am primit prin har, dar pe de altă parte, când ne vedem jos și căzut și credem că facem umbră pământului degeaba, înțelegem că prin același har suntem ridicați. Suntem făcuți copii ai lui Dumnezeu. Suntem făcuți moștenitori cu Hristos. Suntem prețioși în ochii lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne consideră prețioși, ce ne mai interesează cum ne consideră lumea, cum ne consideră colegii, cum sunt sau nu sunt după standardele de frumusețe actuale? Dacă Dumnezeu se uită în ochii mei și spune: ești prețios pentru că ești al meu, pentru că am murit pentru tine, ce mai contează altceva? În lumina Evangheliei ajungem să ne evaluăm și să ne vedem în lumina corectă, să ne vedem așa cum ar trebui să fim. Trecem mai departe, mai sunt două, trei lucruri pe care aș vrea să le pomenesc. De ce mai avem nevoie să auzim din nou și din nou Evanghelia? Pentru că Evanghelia, dragii mei, este și soluția lui Dumnezeu pentru problemele bisericii. Evanghelia este soluția lui Dumnezeu pentru problemele bisericii. Textul pe care l-am citit se află situat între două pasaje foarte cunoscute. Pe de o parte, în capitolul 14 avem o discuție întreagă despre vorbirea în limbi, despre folosirea darurilor duhovnicești, cu alte cuvinte, iar în continuarea textului citit de la 12 încolo, Pavel atacă o problemă doctrinară, faptul că corintenii nu mai credeau în înviere. Au ajuns, nu știu, mânați de filozofia vremii să nu mai creadă în înviere. Și Pavel pune învățătura asta sau reiterarea Evangheliei ca pe un pivot între una și cealaltă. Evanghelia este răspunsul lui Dumnezeu la problema bisericii, atât la cea de doctrină, cât și la problema care ține de practică bisericească, da? Una care ține de folosirea corectă a harismelor. Pavel putea să trateze problema diferit. Putea să le spună: mă, dar vouă nu vă e rușine, așa v-am învățat eu, așa v-am propovăduit-o pe Hristos, dar el pune Evanghelia înainte pentru că ea are puterea de a fi răspunsul lui Dumnezeu la problema bisericii. Nu vreau să intru acum în detaliu, că timpul este foarte înaintat, dar în ce privește eroarea doctrinară, pierderea credinței în învierea morților de care sufereau corintenii, Pavel arată că învierea lui Hristos este însăși esența Evangheliei. El le spune: vă aduc aminte ce v-am propovăduit și ceea ce voi ați primit deja. Învierea lui Hristos nu e un fel de floare la butonieră, nu e un fel de învățătură așa, o vreți, o primiți sau nu vreți. Ține de însăși esența Evangheliei, că Hristos a murit, dar nu doar că a murit, ci că a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, slăvit să fie Domnul. Orice mesaj din Faptele Apostolilor pe care o să-l urmăriți, orice predică a apostolilor, are în centru învierea lui Hristos. Asta este Evanghelia, asta este esența Evangheliei. Pavel nu vine acum cu noi teorii, cu noi teologii, ci el spune: aveți nevoie de Evanghelie. Învierea morților este esența Evangheliei. El spune: a fost prevestită în Vechiul Testament, versetul 4 spune: după Scripturi s-a făcut învierea lui Hristos din morți, și apoi este confirmată de o întreagă pleiadă de martori oculari. Și cei care credeau, și cei care l-au respins, și scepticii, și dușmanii, cum erau Pavel, cu toții l-au văzut pe Hristos înviat. Evanghelia avea puterea să îi ajute pe ei să treacă peste problema doctrinară. Sunt multe aici de spus despre importanța dovezii în viața de credință, despre rolul apologetic prezentării Evangheliei, dar nu avem timpul necesar să facem asta. Dar în ce privește problemele de conduită sau practici ale bisericii, la fel, Pavel le pune înainte pe Hristos răstignit. În fața lui Hristos mort și înviat pentru păcatele lor, nu mai exista loc de concurență pentru întâietate. Nu mai exista loc de a da din coate care să prorocească mai mult, care să vorbească în limbi peste celălalt și așa mai departe. Ei trebuiau să se accepte reciproc, să-și dea întâietate unul altuia. În fața sacrificiului suprem despre care vorbește Evanghelia, mesajul Evangheliei, aceste lupte pentru întâietate, pentru concurență, slujire, nu ar mai fi trebuit să mai existe. Hristos a dat pe sine, spune Pavel, și asta este răspunsul lui Dumnezeu la problemele bisericii. Există și astăzi concurență, auzind de pe la studenți uneori că, na, țara e mare, ei vin și din țară și din diaspora la institut și tot felul de întâmplări tragico-comice. Într-o biserică erau două surori care proroceau și aveau așa obiceiul ca la final să aibă ultimul cuvânt. Dar era o competiție prostească până la urmă și copilărească între ele.
și trebuia să aibă ultimul cuvânt. Și la un moment dat, la rugăciunea de final, una dintre ele a apucat să dea prima drumul la prorocie și ca să se asigure că rivala, concurenta, nu mai spune nimic, a zis la final: și acum, poporule, Duhul Sfânt îți urează noapte bună. Adică este punctul final, altceva nu o să mai primiți. Da? E de râs, dar este și de plâns. Și astăzi sunt oameni foarte imaturi din punct de vedere spiritual și ne gândim cum să-i ducem la comitet, cum să-i punem sub disciplină, cum au nevoie de Evanghelie, de fapt. Practica se poate schimba prin Evanghelie. Asta zice Pavel: în fața lui Hristos, mort și înviat pentru voi, nu puteți decât să vă smeriți, să nu mai fiți atât de plini de mândrie. Simpla îndrumare sau admonestarea credincioșilor nu și-ar fi atins scopul, doar puterea de a transforma a Evangheliei putea să aibă un efect. Un pastor baptist, fratele Corneliu Boingeanu, povestea pe vremea când era masteran, era profesor la Institutul Baptist și ne povestea de o experiență de-a lui personală și cred că am libertatea să o spun mai departe. Mai cu ceva ani în urmă a fost chemat la o biserică undeva din Constanța, o biserică cu destul de multe probleme, biserică baptistă era, nu zic de ale noastre pentecostale, vedeți, țin la imaginea noastră, erau baptiste. Soția mea de la baptist și îmi permis să zic asta, frații mei foarte apropiați și dragi. Dar a ajuns la acea biserică pentru că era o biserică ruptă, o biserică cu probleme, l-așteptau ca pe pâinea caldă să le rezolve problema. Și fratele a venit și la prima întâlnire a început să predice Evanghelia și ei au zis: de asta avem noi nevoie, avem probleme mari cât casa, dar au zis: hai să-i dăm puțin credit, că na, el a început, omul încă nu știe. Următoarea duminică la fel, Evanghelia, începeau să se foiască, nu le convenea. La a treia întâlnire chiar au spus: frate, dar dumneatale chiar nu-ți dai seama, casa arde, dumneatale... Da, ce faci aici? Avem nevoie să ne rezolvi problema, să faci adunare generală, să spui cine are dreptate dintre noi. I-a ignorat. A continuat să predice Evanghelia. La un moment dat, dacă tot stăteau în biserică, au apucat să și tragă cu urechea. Ce spune omul ăsta? Și ușor, ușor, fiind expuși la mesajul curat al Evangheliei, al Cuvântului lui Dumnezeu, au fost transformați. S-au împăcat, n-au făcut nicio adunare generală. Și după ceva timp a plecat fratele Corneliu, s-a întors la București, biserica a rămas unită, dar a rămas transformată în primul rând. Că n-a avut nevoie de jandarm, de polițist la ușă, a avut nevoie de transformarea în inima lor, produsă de Duhul Sfânt prin Evanghelie, slăvit să fie Domnul. Și în cele din urmă, de ce avem nevoie de Evanghelie, pentru că ea ne unește în lucrarea creștină. Versetul 11, Pavel spune: astfel, dar ori eu, ori ei. Ei se referă la Apollo, la Petru, știți, corintenii erau scindați între ei: eu sunt fanul lui Petru, eu sunt fanul lui Apollo, eu al lui Pavel, alții spuneau: eu sunt al lui Hristos, păreau că sunt mai spirituali. Dar Pavel le spune: ori eu, ori ei, noi așa propovăduim. Asta este Evanghelia noastră și voi așa ați crezut. Evanghelia, zice Pavel, este una. Da, în Corint existau lupte de partide, erau împărțiți între diferiții apostoli ai lui Hristos sau lideri bisericești. Unii aveau stiluri de predicare diferite sau cu toții aveau stiluri de predicare diferite, carismă diferită, chiar accentele din predicarea lor erau poate diferite. Apollo, aflăm din cuvântul lui Dumnezeu, că era un bun orator. Zice Fapte 18:24 că avea darul vorbirii și era tare în scripturi. Da? Când era Apollo, s-a adunat tot poporul, a venit Apollo la biserică, haideți să-l ascultăm. Pavel e descris de corinteni chiar, în 2 Corinteni 10:10, zice: epistolele lui, da, sunt ele cu greutate, pline de putere, dar când este el de față, el însuși, e moale, cuvântul lui n-are nicio greutate, mai bea și apă din când în când, da? Unul era Apollo, altul era Pavel. Dar Pavel le spune așa: toate aceste diferențe nu aduc dezbinare între noi slujitorii, zice Pavel. Pavel nu este invidios pe Apollo. Pavel nu încearcă să îl copieze, să limite pe Apollo ca să-și crească popularitatea, să-și crească numărul de like-uri de pe YouTube, da? El a înțeles că fiecare slujitor are chemarea lui specifică. Eu am sădit, asta am fost chemat să fac. Apollo, cu darul lui, cu chemarea lui, a udat. Dar în cele din urmă, cine merită toată lauda? Dumnezeu care a făcut să crească. Ei vestesc aceeași Evanghelie, slujesc același Domn, fac lucrarea cu bucurie, împreună. Dumnezeu a făcut să crească. De aceea spune el: Evanghelia ne adună la un loc. Evanghelia ne adună în lucrarea lui Dumnezeu. Ori eu, ori ei, noi aceeași Evanghelie o predicăm. Voi sunteți imaturi spiritual, spune Pavel. Voi v-ați rupt și v-ați împărțit în grupuri diferite. Nu v-am pus noi să faceți asta. Dar ce trebuie să învățați de la noi este că Evanghelia ne aduce împreună. Evanghelia este una. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, trăim vremuri de har în care Evanghelia lucrează și astăzi ne bucurăm așadar de candidații de la botez. Ne bucurăm
vorbeam de toți cei care se predau în urma campaniilor de evangelizare și anul acesta am văzut cât de multă evangelizare s-a făcut în toate colțurile țării. Vestirea ei însă a Evangheliei am văzut că nu este doar pentru cei necredincioși, ci este și pentru noi credincioșii. Și noi avem nevoie astăzi și acum de Evanghelie. Deci avem nevoie să auzim din nou Evanghelia, din nou și din nou, pentru că este la fel de necesară astăzi pentru mântuirea noastră, pe cât a fost de necesară când ne-am întors la Hristos. Apoi am văzut că există și riscul coruperii mesajului ei inițial. Există riscul de a crede o minciună în timp și avem nevoie să auzim din nou Evanghelia ca să recalibrăm toate mesajele prin prisma Evangheliei curate a Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi avem nevoie de a auzi din nou Evanghelia pentru că ea ne refocalizează atenția și efortul nostru asupra lucrurilor esențiale. Mai întâi de toate Evanghelia, spune Pavel. Restul sunt foarte bune, dar mai întâi de toate Evanghelia. Apoi am văzut că Evanghelia ne ajută să ne vedem în lumina corectă și cât de multe probleme sunt astăzi, probleme de ordin psihologic, psihic, oameni care nu se mai suportă, oameni care nu mai știu să trăiască cu ei înșiși și se văd într-o lumină atât de proastă, au nevoie de Evanghelie, să se vadă așa cum sunt. Pavel spune, da, nu sunt vrednic, sunt ca unei lăpădături, ca unei stârpituri mi s-a arătat, dar mi s-a arătat Hristos și astăzi sunt apostol prin El. Și Hristos spunea, cine va crede în mine, va face și el lucrările mele, ba chiar altele și mai mare, promisiunea lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Apoi Evanghelia ne ajută să auzim mereu și mereu pentru că este soluția lui Dumnezeu la problemele bisericii, probleme doctrinare, probleme de conduită și în cele din urmă ea, Evanghelia ne unește în slujirea creștină. Mă rog ca Biserica Betel să fie o biserică ce să mustească de Evanghelie, să rămâneți îndrăgostiți de Evanghelie, să nu vă uitați la ea ca la ceva din trecutul dumneavoastră, da, a fost odată când am primit pe Hristos, când am primit Evanghelia, să fiți îndrăgostiți astăzi. Și știți ceva? De multe ori ne plângem că oamenii și-au pierdut zelul misionar. Dar în momentul în care tu nu vezi nicio relevanță a Evangheliei pentru viața ta, cum să o mărturisești și altora? E ca și cum ai zice cuiva, am încercat, nu prea mi-a ieșit, să fiu sincer, dar încearcă și tu, poate ție ți iese. Vom fi convingători oare? Nici de cum. Dacă vom fi îndrăgostiți noi de Evanghelie, dacă vom vedea relevanța pentru noi aici și acum, atunci cu siguranță vom arde de dor de a împărtăși și altora. Este ca și cum un om flămând de pe stradă ar merge la altul și ar spune, am găsit pâine, se dă pâine gratis, hai și tu, uite, pâinea în mâna mea, m-am săturat deja, vino să te saturi și tu. Doamne, fă din noi niște ambasadori ai iubirii tale și să putem duce cu adevărat Evanghelia până la marginile pământului. Amin.